Gata cu școala, începând de vineri 20 decembrie, toate instituțiile de învățământ vor intra în vacanță. Așadar, începând de mâine, toți elevii și preșcolarii vor avea 2 săptămâni libere, aceștia urmând să se întoarcă în bănci în data de 6 ianuarie. Vineri este ultima zi de școală din acest an pentru elevi, preșcolari și studenți, iar luni 23 decembrie va fi prima zi din vacanța de iarnă a acestora. Oficial, elevii vor începe școala în ziua de bobotează. În 2014, calendarul aprobat de Ministerul Educației Naționale arată că vacanța intersemestrială începe de sâmbătă 1 februarie și va ține până duminică 9 februarie. Cursurile semestrului al doilea încep de luni 10 februarie și până vineri 11 aprilie. Vacanța de primăvară este cuprinsă între 12 și 22 aprilie, iar cursurile se vor desfășura din 23 aprilie până pe 20 iunie. Vacanța de vară va începe sâmbătă 21 iunie și se va încheia duminică 14 septembrie. Tezele din semestrul 1 al anului școlar 2013-2014 se vor susține de regulă până la data de 20 decembrie, iar cele din semestrul al doilea până la data de 23 mai 2014. Și studenții vor intra în vacanță, însă în cazul lor, calendarul este decis de senatul fiecărei universități.